Vățuc, prietenilor, vățuc, intens, intens, intens. Doamne Dumnezeu, le-ți mulțumesc că mi-ai dat putere să săvârșesc fapta. Am săvârșit-o. E panetone. De ăla din străinătate. Am săvârșit fapta, băi oameni, vă-ți povestesc acum. Un pic. Leana, de câte zile panetonile ăsta? Ha? De astăzi? De anul trecut? Păi că și hârtia o are lipită pe el. Asta cred că nici nu mai trebuie să pui drojdie în ala, trebuie să pui panetone din ăsta și dosteaște. Îți rup de foame că vin de la drum. În cap așa Dumnezeu a fost. Cum a fost ieri la Bistrița. Să vezi numai ce arsuri îmi face ăsta pe stomac. Cum a fost el la Bistrița, în Cabașul. Din mira lui Dumnezeu. Lapte din Franța. Bun de numai. Din mira lui Dumnezeu și bunătatea lui altor oameni. M-am întors eu la Cluj cu una alta. Și auză-ți, m-am încavar, Dumnezeu. Iar sara. Mă uit peste mesaje. Unul, domnul Nelson, dă și mie 100 de euro, altul, domnul Nelson, dă și mie 5 milioane, altul 5.000 de euro, altul, domnul Nelson, dă mie geaca ta, că n-am ce lua în spate. Să vedeți de numai furtorii. M-a furtorii. Ioi. Și citesc un mesaj mai jos. Bună ziua, măi omule. Dacă vrei, bine, dacă nu, nu. Uite-te, am 4 copii. 4 coptii, mă. S-aude mașina nemăcinată. Nu vreau să vă deranjeză. 4 coptii. Suntem săraci. O să zici că de ce nu mă duc la muncă. De ce îți zic drept? Nu găsesc de lucru. Și ce-am găsit, e bătaie de joc. Muieruța. Bolnavă ia colenia, de-abia stă, nu putem merge la lucru, s-o trimă pe ea să am eu cu coptii, nimic. Zice, optica, zice, pe mine n-a pe asta. Ajută-mă, dacă vrei. Citesc mesajul, mă. Mă uit pe pagina lui. Auzi deja cum face pe-n stomac. Auzi deja cum face pe-n stomac.
Măi, șmecherilor, măi, voi de care ați văzut panetonile? Să nu credeți că l-am aruncat de figuri. Acolo am spate la blocul meu. În fiecare după amiază vin 3-4 stoluri de păsări. Și să pun să ciugulesc de jos, ne gândești că în centru Parisului, la ăla unde arunci cu cucuruș și vin porumbi. Înțelegeți, așa e acolo la mine. Și mai șmecherilor, măi, voi beți lapte, măi, de Franța, măi. Ăștia știți voi care, măi. A? Ăștia care mă faceți pe mine, măi, țară, măi, stierbule, măi, săracule, măi, culdușule, uitați că culdușul stă acasă închis în pat cu 800 de grame de aur la gât de așania și cu frigiderul plin cu de tăte, măi. Și aragazul la mine are gaz, măi. Și de firmă, low cost, ca și la avioane, măi, ală să ne înțelegem. De ce zic că e de firmă, că la mine se frige numai cărnuri de alea? Scumpe, mă, și prospete, măi, părutilor din lista neagră. Șmecherilor care vă dați grande pe life-uri și pe din alea, nu vă puneți voi cu mine. Mă trimiteți la muncă, mă, mere și munciți voi, mă. În fine, mă mâncavaș Dumnezeu, citesc, văd, avea, mă, o căsuță, acceptabilă. Că și eu aș locui așa, numai că aș văcăli-o. Și-aș mobila-o. Mai ca lumea. Că ați văzut talentul meu. Pat de 300 de milioane. Saltea de 180 de milioane. Deja 410.000 de euro. Nu încep cu dulapul și cu parchetul și cu alea că vă dau în gât. Bine. Bă. Juliana. Are rost că și așa am primit prea mult. Un ied, un miel. Bine, pe lângă alte ouă, găini, orătănii, nii, brânzeturi, sacul piciuci, fasole, nii, bă, alu, a venit încărcat, ca și cum vine o albină, mă. Așa de încărcat. Zic, n-are rost să ținem carne la congelator, că dar e când îmi trebuie, rezolv eu, cumva, prospătură. Zic, uită-te, pe mine nu mă interesează, fă ce vrei, că nu vreau după aceea să te aud, să te aud că urlip în casă, n-ai bine că iară mă prostit, n-ai bine că iară mă păcălit, n-ai bine că iară am pus botul. Fă ce vrei tu. Bă, mă uit încă o dată. Trei băieți și o fată. 4 copii. N-o zic, stai așa. Mâncați-aș Dumnezeu. Astăzi, după ce am încărcat melodia cu Nicoloiu, Gheorghe Nicoloiu, pentru dedicație, pentru Tinu Rus, ați văzut, pentru Ioan din Pintic, pentru Damian din Teac. Fiți atenți aici. Stau ce stau. Zic, n-o bine, lasă că văd eu ce-o-i face și am așteptat să margă Liana în jos în piață. Și ce-a făcut mâncavașul?
luat o jumate de miel. Am luat 3 kg de carne congelată. O jumătate de miel. 3 kg de carne congelată. Fiți atenți aici, mâncava-și Dumnezeu vostru. Bă, alo! O tablă de slănină. Un kil de nucă. Nu, o jumătate de kil de nucă. O jumătate de kil de mac. Auziți? Te tata nețo mondialul. M-am dus, m-am făcut că să cumpăr, m-am dus, ne-am cumpărat, că n-am avut tot acasă. 5 pui fericiți. O pun căra tata. 5 pui fericiți. Am luat de pe piață un sac de cartofi. De ăla de 15 kg. De 15 kg. Am mai luat niște farină, un bax de farină, un bax de zahăr, un bax de ulei. Băi, omule, și du-te 45 de kilometri, 47 de kilometri. Și dă-le la oameni. Du-te și dă-le la oameni. O te mă sună oamenii. Ăștia s-au luat să mâncau așa. Cred că o dați vol în sat. Cred că o dați vol în sat. Ăștia o dați vol în sat. Înțelegeți că o trebuie să iau legătura telefonic, că pe Facebook n-am putut, că am avut niște dinele, cum îi zice, păsate dinele, de-am rămas fără semnale, semnale. Am rămas. Fără semnale. Da? Când m-ai întrebat că unde am fost. Înțelegeți voi cum stă treaba. Băi, oameni, bă. Nucă. Uitați și la veveriță și la astea câte ghele le-am pus. Ni. Bă, eu v-am spus vouă. Eu v-am spus vouă cum stă treaba. Înțelegeți? Mă sună deja și alții. Și m-am dus de le-am dat. Băi, oameni, bă. Lasă drept. Am ăsta, le-am dat 4,5 milioane, exact ca și cum ar fi 100 de euro. Le-am dat și 4,5 milioane. Înțelegeți? Deci, oamenii au fost foarte mulțumiți, foarte bucuroși. Dar, pentru că eu filmare o am. Da. Eu puteam să ajung și pe mai multe familii, că mă ține. Dar
Nici pe asta nu ajutam. Numai dacă m-am pronunțat acum vreo lună și ceva, dacă m-am pronunțat că fac pasul ăsta, l-am făcut. Deci dacă m-am... Dar voi nu la mine vă uitați, că e lumea în gură de lista neagră. Voi nu la mine vă uitați. Eu am, mă gândeam, măi, dar de ce nu sunt? Voi tot pe asta vă uitați, mă. Voi tot pe achiziție vă uitați, mă. Mă, tot pe achiziție vă uitați, mă. A? Păi voi nu la mine vă uitați, mă, mâncavași, Dumnezeu, de sărbatici. Că voi atâta sunteți de flămânzi că ați mâncat din stomacul meu, mă. Ați mâncat, măi, șmecherilor. Care vă credeți șmecheri. Voi sunteți șmecheri. Sunteți șmecheri pe life, mă. Voi sunteți șmecheri pe life-uri. Când vreodată ajungeți la valoarea mea, niciodată în viață nu o să ajungeți la valoarea mea, pentru că Nelson Mandela. Deci, domnilor, am lăsat o bucurie în inima lor, acum de sărbători, nu știu cât va ținea bucuria asta, înțelegi? Dar le-am spus să nu mă mai contacteze, că după aceea mă supăr. Și au zis oamenii, domnule, noi și acum ați văzut, v-am rugat frumos dacă vreți. Înțelegeți? În fine, s-a strâns acolo o groază. Noi, ajută-mă și pe mine. Înțelegeți? Și a început să altceva. Am venit acasă, rupi obosit, Liana, unde ai fost? Unde ai fost? Atâtea ore. N-am mâncat, aș Dumnezeu. M-am pus în pat să țipesc un pic. Băi, oameni, mă, și mă trezesc și mă uit pe Facebook, mă. Pe acolo, mă uit pe acolo. Mi-a zis că scrie cu pagină falsă. Bă, ai văzut că te dai șmecher și te-o prostii tăi. Ai mers până acolo să le duci de mâncare. Ăia ziceau mâncare. Te-o prostii, te-o aruncat-o la vrăjală. Dacă pui botul, pui botul. Vreo 5 mesaje din astea am primit, mâncavașul. Înțelegeți? Ăia-s oameni de acolo, din satul lui, vecini de pe acolo, care au fost, că s-au strâns, s-au strâns ceva. S-au văzut. Și ciuda și dușmania. Oricum nu mă interesează pe mine, că din ăștia sunt cu duiumul. Din ăștia sunt cu duiumul. Pe canalul ăsta de-abia am 24 de milioane. Sau cât îți ești? 240.434.426 de vizualizări. Numai 244 de mii de vizualizări am. Da? Păi, e bine și atâta. E bine și atâta. Că am șterg jos vreo 12 milioane de vizualizări. Le-am șters jos. Da. Melodie pentru mândria comunii. Da. Ce-mi bagă mie pe... Ce-mi găsi? Eu de aici nu mă interesează, ia blocaj. Dispari. Cium. Dispari. Cium. Eu așa fac cu ăștia care îi consider jeg al YouTube-ului. Fasole verde, mâncare... E caca. Așa. Deci, voi oameni, ce pot să vă spun? Îi că s-a terminat. Nu mai primește nimeni nimic. Nu mai dau la nimeni nimic.
Cine vrea să-mi dea, să-mi dea, dar eu nu dau nimic. Înțelegeți? Am făcut-o asta pentru că a fost ultima. Adică pentru că am promis-o atunci. Am promis-o atunci. Înțelegeți? Dar acum nu mai-s curios. Merez mai, eu vă pot zice, vă ăștia care astea, merez mai la muncă, mai și munciți, mă, nu vă temeți că vă loviți la... Uite-te. N-ai, mă, ce să faci, mă, așa, dar le dau blocaj din ăsta, nii. A, nu vă arăt. Bang, nu vă arăt că după aceea fac reclamă. Nu vă arăt că îi fac reclamă. Eu asta fac. Eu stau și mă uit aici. Canalele care știu că-s jeguri de oameni împuțiți, stau și dau blocaj. Înțelegeți? Uite, de exemplu, Nelson, aici, la armată. Dau pe ăsta 3 puncte, nu mă interesează acest canal, spune-ne de ce, nu mă interesează acest canal, bang, da, eu îi dau anulează. Acolo îl dau pe bune. Și mie nu mai mi-apare canalul ăla. Așa că zdremțe împuțite care îmi transmiteți mesaje, dați-vă dracu de cioflingari, vorba lui. Era să zic Florin Salam, Florin Piersic, înțeles, cioflingarilor. Dați-vă dracu de zdremțe împuțite. Vă dau blog, mă, gâților, mă. Vă dau blog, bă, gâților, bă. Iar voi ăștia care mi-ați copiat vorbile, simțiți-vă, mă, cu o castană, o prăjitură, o gogoașă. Simțiți-vă, măi, că v-am dat șmecherie pe spatele meu, mă. Înțelegeți? Așa. Deci, prietenilor, crema societății, vă las. Vă las că... Uite, mai poți mânca boschetarule, mai rău ca măgarul ești. Ia uitați-vă, ce mâncam aici. Aoleu, eram la restaurant în Luxemburg, în Paris, pe girele. Eu știu că v-o stat de arsenia la arsenie în lista neagră, v-o stat în gât. V-o stat în gât, mă, în cerul gurii, mă. V-o stat, mă, în gât, mă, de ciudă și vă... Eu șmecher, mă! Eu șmecher! Eu v-am arătat. Eu oriunde mă duc în lumea asta, și în Antarctica de mă duc. Fă-mă o cafea, mami. Și în Antarctica de mă duc, măi prădoitorilor. Și acolo vine foca, vine morsa, vine ursul, domnul Nelson, poftim la restaurantul nostru. Eschimoșul nu mai zic. Înțelegeți? Eu și acolo, mă. În pustiu, în Sahara, vine scorpionul, mă. Domnul Nelson, ia loc la masă și mere scorpionul și vânează pentru mine. Hei, cum credeți voi? Normal că mi-e ciudă. Normal că vă-i ciudă, băi, fake-urilor. A? Adevărul că vă bag în seamă prea mult. Ia! Unde să mă duc? Aici. Țigări, brichete cu lumieră. Altceva ce să mă, că de te ori și te friclești și iară 2-3 luni. Niam! Niam! Poli! Da, băi, aveți voi, băi, cum, băi, cu mine, mă. E, băi, n-aveți, băi, sălăriuților.
Aveți voi cum cu mine, că vreau voi. Atârnă greu, bă. Atârnă greu la cheptul meu. Sarmale faci 20 de sarmale, nu faci mai multe. O ciorbă de macriș. Faci. Și un drob. Ai văzut? Ăsta nu mânca acasă. Nu mâncăm. Nu mă face mâncare și o străcăm liana. O aruncăm. La săraș nu mă uim, nu mai dau. Am pisici în spatele blocului, am stolurile de păsări. Pe boc l-am înghesat. Înțelegeți voi cum stă treaba. La mine e greu, mă, se lasă greu. Auzi câinii. Moare cineva iară. Latra pagubă. Dar ce carul meu îmi pui un vârf de linguriță de zahăr, tu? Dar cât să-ți pun, mă? O linguriță luam ai carul mână. O linguriță. Grijă de tine, vrei să-mi dai... Ai grijă, lasă, rave. Bă, stai liniștită. Stai liniștită. Atunci să-ți faci griji că nu mai mi se scolă. La cine ai dat lic? La cine ai dat lic? Gâți? A? La cine ai dat lic gâtul? Z. Să vezi când îți arunc telefonul în oala cu seama. Nici cum stă cu zona ce acolo. Sunt la magazin. I-ai făcut cu drojdie? Atunci am trag în cozonacii tăi. Dar eu nu mânc. Păi dacă spun că nu mânc, ți-am zis la început. Nu îi fac cu drojdie. Nu-mi băgă fermentări în mine. Cozonacii așa se face. Și cu un soare se face, nu cu ulei. Plămădeala. Nu mai rău ca vremea, nu ți-am zis. Când îți pun un soare, zici țărani că nu se pune un soare. Când nu-ți pun, se pune un soare. Tu? Eu să nu mai văd un soare în casă. Mie nu-ți faci cu un soare. Acum te-ai sucit. Gâtu. Păi la tine nici cum e bine. Am zis că pe tine cu din aia să faci, cu fără drojdie. Cu drojdie mâncă săracii. Pune drojdie multă să se înfoie. Ai văzut cât-s cozonaci, ca și ia de două pălmiașe în ea. E înalt și atât în ea. Aluat umflat. Că aluatul ăla, dacă îl strângi așa în ea, îl iei și îl uzi înapoi cozonacul și îl strângi, știi cât îl faci? Ia atât în ea. Un pumnuț îl faci, măi, oameni. Ascultați ce vă spun. Un pumnuț de aluat îl faci. Din cozonacul ăla... Eu fac experiment să vedeți că nu mint. Eu am să cumpăr un cozonac din ăla să vă arăt. Nucă în el, aderență. Aderență de nucă sau cacao sau carurile mele.
Ce zice ei? Mă duc bani și cumpăr un cozonac de acolo, în jos. Nu vă arăt firma ca să nu îl... Ăsta, șașe, nu, nu, că degeaba, nu vedeți că zice. Nici la televizor. Nu mânca aia, nu mânca aia și aia trece pe primul loc. Înțelegeți voi. Cum stă treaba? Nu, nu, după Paști îl ducem. Trebuie să stai și el de Paști cu noi. Și frig afară seara. Doamne, fer să se îmbolnăvească, să-l tăiași corfouăle, să-i le sărut.